Cele mai frumoase povești se scriu acasă, în familie. Povești despre iubire, curaj, îndrăzneală și încredere. O dovedește și invitatele noastre, Dana Nălbaru și fiica ei, Sofia. Bun venit! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Ce ne bucurăm că ai venit și tu! Știm că ești destul de scumpă la vedere, dar uite că astăzi ești alături de noi și nu te supăra, Dana, dar acum am treabă cu Sofia. Te rog! Mami, o ce faci? Cu tine. Bine, foarte bine. Ai emoții? Da. Am emoții la tot. E, deci, în general, emotivă sau? Cred că seamănă cu mine la capitolul ăsta. Eu am învățat să-mi înfrâng emoțiile, da, după atâți ani. Dar cred că e un lucru bun, mămică, deci stai liniștită. E ceva de bine. Cam câte primăveri aveți, domnișoară? Câți ani ai? 12. 12 jumate, aproape 13. Mulți înainte. Cum e viața la o vârstă așa frumoasă? Adică ce preocupări aveți? E faină viața, mami? Da, este genială. Serios? Genială. Genială. Perfect, uite, asta îmi place. Da, ție ți se pare că ai niște părinți distractivi, să spunem? Da, da, foarte. Ne facem foarte, lucruri, foarte multe lucruri împreună. Încă n-au început să te enerveze? Ba da. Am început să o enervăm, în mod special eu. Ieri mergeam în mașină cu Sofie și spuneam: mami, vezi că mâine mergem la emisiune la Adela și la așa. Cove și o să fie acolo o serie de întrebări. Probabil că o să te întrebe dacă ne mai certăm, dacă da. Așa, dacă suntem niște părinți buni și tu o să spui că suntem niște părinți Nu, dar știi de ce te-am întrebat asta? Pentru că vorbeam cu Dana Rogoz, prietena mea, care spunea că fiul ei este nebunit să petreacă timpul cu ei și numai cu ei. Adică preferă oricând compania părinților decât compania altor copii. Așa e și băiatul meu, da. E, la noi este invers. Deci copilul meu, dacă v-a văzut copii, s-a dus și zic: ori el e foarte prietenos, ceea ce e posibil, da. Ori suntem noi foarte plictisitori. Așa era și Sofie când era mică. Și așa e și acum, preferă compania prietenilor. Ei bine, acum adolescență, nu știu ce. Pe asta, e altă. Dar și când era mică, era super prietenoasă. Da. 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 Nu sunt, pe părerea mea, adică nu sunt. Socializez foarte ușor. Socializez foarte ușor. Da. Asta este... Asta e o mare calitate. E foarte bine. Dar cum este să trăiești în casă cu doi copii mici, care și pe noi ca părinți ne scot din sărite? Adică da, pui pe tine ca soră. E obositor. Adică e obositor, nu? La noi e mereu gălăgie. Da, știu. Este groaznic cu doi copii mici în casă, spune tu. Dar nu e groaznic. Nu e groaznic. E obositor, dar e mișto că nu e lame deloc în casă. Radui, că el nu știe ce înseamnă lame. Lame, așa. Plictiseală, lentoare, știi? Nu vreau la valiere, am zis, nu, noi nu vrem la valiere, noi vrem microfon. Dar ți se întâmplă uneori să zici: mă duc în camera mea că nu vreau să vă mai aud? Mama, se întâmplă. Mi-e bine să zic asta, dar nu pot, știi? Camera Sofiei este la etaj, acolo, după scările alea, pe scările alea pe care le vedeți în fotografie, da, urcăm în camera ei. Și ea e ferită cum ar veni de toată lumea din casă. Dacă nu are chef de noi, urcă la ea. Dar ai anumite responsabilități pe care le ai doar tu cu ei? Adică, nu știu, momentul vostru de ceva? Nu. Mai zic uneori să stau cu ei, părinții, dar nu am responsabilitate așa hotărâtă, pusă. Doar îi supraveghez cum ar veni, nu? Da, da, și mă joc cu ei. Îți place încă să te joci cu ei? Da, poate. Sunt drăguți. Cum e pentru tine să ai o adolescentă în casă și doi copii foarte mici? Adică mi se pare că e diferența atât de mare încât e greu să fii părinte de adolescent și părinte de copil mic. Este greu, e o provocare foarte mare în permanență. La noi în casă, așa cum zicea Sofie, e gălăgie foarte multă. Întotdeauna cineva vorbește, cineva îmi cere ceva. Când încep să vorbească, vorbesc toți cu mine, vorbesc toți în același timp. Dar mie îmi place chestia asta, adică e... Da, mi-am dorit lucrul ăsta, e trăire. Noi în gălăgia aia noastră ne înțelegem foarte bine și ne descurcăm, adică avem o viață foarte plină. Dacă îmi vine Dragoș acasă, zici: ia-l! Nu. Ai asta? Nu îi spun asta lui tati? Nu prea. Nu, ne împărțim sarcinile. Cumva timpul în care eu lucrez, în care sunt plecată de acasă, în timpul acela stă el cu copii, dacă fără poate, dacă problemă. Nu ne mai ajută soacra mea, mama mea, dacă nu ne ajută Sofie cu cei mici. Deci, da, îi mai spun uneori: mami, stai cu ei, că uite, vreau să mă duc până acolo sau să fac cu tare lucru și
Și ea, bucuroasă, nu-i așa, acceptă. Ați putea să ne descrieți o dimineață din viața voastră? Vrei să o descrii tu? Ia, descrie tu. Jumii-jumă, hai zi începe tu. Eu mă trezesc cel mai târziu. Adică la cât? 8:30, 9:00. Târziu. Nu, păi, ei se trezesc la 7:00. Păi da. Cel târziu. Cel târziu, de-aia zic, da. Cel mai târziu din 3:00, nu mă trezesc chiar așa târziu. Așa. Tu trebuie să știi ce se întâmplă înainte să mă trezesc eu. Da, eu știu, exact, că eu nu știu ce se întâmplă înainte de a te trezi tu. Înainte de a se trezi Sophie, eu mă trezesc cu băiatul cel mic. În general se trezește și Dragoș cu noi, poate puțin mai târziu. Roxana merge la școală, le pregătesc micul dejun înainte de a pleca Roxana. Uneori mănâncă la școală, uneori acasă. Și începe joaca cu Cadri. Cam ăsta este ritualul de dimineață. Joaca împreună cu Cadri, care vrea să facă diverse chestii, de la Lego, construcții de mașini, învăța așa mai departe, până la ce citit și așa, tot felul de lucruri. Cam ăsta e ritualul de dimineață. Bem cafea împreună. Dacă nu plecăm undeva, dacă plecăm undeva, s-a stricat ritualul. Acum două seri, soțul meu a zis, hai să-l învățăm pe ăsta micu, 1, 2, 3, 4. Am ajuns până la 2. 1, 2. Măi, mamă, uite, așa se desenează ca o lebădă, nu știu ce. Și ziceam, să-l înveți să scrie. Că, să scrie. Da. Tu știi că băiețelul Danei la 3 ani înmulțea? Nu pot să cred, ai pus presiunea asta pe el. Mamă, ce presiunea presiune asta? Tu? Am văzut eu, da, de tine zic, de Dana tu. Da, de Dana eu, da. Ai pus tu o filmare cu Cadri care la 3 ani făcea niște nave spațiale, practic. Face? Aduna în mulțea, nenică. Da, face, dar nu mai spune așa ceva copilului tău. Nu, mă, tatălui îi spuneam. A, tatălui, am crezut că i-ai spus. Aoleu, ce bine. Da, tatălui poți să-i spui că el îndură, nu, ca să zic așa. Nu, pe tatăl certam, practic. Așa bine că n-a înțeles nimeni. Mă, pe ce vrei să zici cu asta? Ani, mulțe, al meu... Ce vrei să zici cu asta? Și ce vrei să zici? Vreau să spun, copilul vostru e foarte studios. Este, copilul Cadri, nostru este, da. Cadri, da, este, da. E studios, așa e? Da, foarte studios, da, Cadri este un copil, dar așa e el, nu are, nu s-a chinuit nimeni. Scrie, citește, înmulțește, are 4 ani, e, dar nu are nimic, adică pe lângă asta... Da, normal, glumim acum, că dar n-are nu nimic. Nu e nimic, am mai auzit de copii care la vârsta asta înmulțesc, citește și mai departe, deci nu mi se pare ceva spectaculos. Are înclinația asta spre studiu, într-adevăr. Super. Da. Felicitări pentru înclinația asta. Da. Pe de altă parte, să știi că este un copil care nu socializează decât foarte puțin. Nu-i place să socializeze. Și eu nu știu dacă să mă îngrijorez sau nu la capitolul ăsta. Are foarte multă încredere în el, dar nu vrea, adică nu caută să socializeze. Ei sunteți de ajuns voi, cum ar Ei veni. Ei suntem de ajuns noi, da. Tu, în schimb, ai inclinații artistice. Da. Ești mult în partea asta cu părinții tăi, am văzut și cu tatăl tău, ai avut un proiect pe mama ta. Aș vrea să ne vorbești despre proiectele tale cele mai recente și să ne spui cât te-a ajutat Sophie în povestea asta. Sophie m-a ajutat foarte mult în povestea asta cu proiectele mele recente, care nu sunt chiar recente, sunt recente pentru că acum le scot pe piață. Da. De exemplu, în decembrie o să lansez o carte cu povești pentru copii, povești de noapte bună. Și sunt poveștile pe care îi le spuneam eu când ea era mică. Pe la 2 ani am început să-i spun povești, niște povești educative. Și am decis să lansez o carte la 10 ani după. Așa. Deci m-a ajutat foarte mult. Duminică lansez la Cărturești un CD cu muzică de iarnă. O să vi le dau. Bucurii se numește pentru Bucurii copii. Pentru copii iarna. Asta dacă vreți să ascultați, nu voi, deși sunt foarte faine și pentru voi, cu copiii voștri. Am și mulțumesc. Un CD cu cântece de somn. Mulțumesc. Și pentru tine, Gabriel, frumos. De ziua ta. Mulțumesc frumos. Așa. Da. Astea sunt CD-urile, da. Sunt cântece pe care le-am făcut acum 4 ani pentru Cadri. Și tot așa, proiectul ăsta de lansare a CD-ului, deși știu că foarte puțină lume mai lansează CD-uri în zilele noastre, eu sunt mai old school. N-am vrut să rămână doar acasă. Și n-a fost foarte greu să le fac. Le lansez duminică la ora 17. Cine vrea să se întâlnească cu mine, o să fiu la Verona la Cărturești. Practic, tu le-ai testat pe copiii tăi? Da, le-am testat. Nu ne-am testat. Le-am făcut pentru ei. Da. Așa s-au născut, da. Practic. Cum era, mami, când îți făceam povești? Îți mai amintești? Dar cum da, e? Da, da. Dar ce fel de povești erau? Adică, despre ce era vorba în poveștile astea ale tale? Mai știi? Da, mai țin minte când mi le ziceai.
mai țin minte și poveștile în sine. Ai vreuna preferată? E una cu un leu. Leon și ciocolata. Da. Da. Poveștile sunt povești, spuneam că sunt povești educative. Așa. Dacă ei era, de exemplu, o frică de întuneric sau dacă constatam că nu poate să socializeze sau vedeam așa că întâmpină o problemă, încercam să creez o poveste pentru a înlătura respectiva situație. Și la noi a funcționat foarte bine. Sper să funcționeze și pentru alți părinți care au copii care trec prin situații similare. Din decembrie o să fie pe piață cartea și e mai mult așa, de drag făcută, nu pentru copii, ca să se bucure. Absolut. Cum s-au bucurat ai mei. Chiar mă gândeam eu, dacă aș scrie o carte de povești cu situații cu care mă lovesc, ar fi despre cum să ne culcăm mai devreme, știi? Da. Adică ursulețul care vrea să fie odihnit și să se ducă sus când pat. E așa de bine să pui plapuma pe tine și să închizi ochișorii. Cred că poveștile tale ar fi despre somn și despre mâncare. De unde nu, înțelegem cu mâncarea nu întâmpi probleme, să știi. De unde înțelegem că Adele îi place să doarmă și să mănânce? Exact. Mie da, exact, da, da, copilului meu să doarmă nu prea place, mult, știi? Adică îi place, dar mai târziu. Păi, na, nu-i normal. Exact. Mulțumim tare mult. Mulțumesc. De vizită. Mulțumim foarte mult. Baftă cu cartea, cu mulțumesc. Discul. Mulțumesc. Asta era. Okay. Are emoții. Și noi mulțumim pentru prezență. Ne-a făcut plăcere să te cunoaștem, Sofia. Și mie. Și te mai așteptăm pe la noi. Să stăm să povestim. Mai da, poate vii. Da, poate vii așa singură să ne spui și cât de enervant sunt părinții. Și dacă se mai ceartă și dacă se mai... Adică lucruri interesante.